Carpatinul este un câine ciobănesc utilizat de secole pentru paza turmelor de către ciobanii români din Carpați. Ciobănescul carpatin a fost selecționat dintr-o rasă endemică prezentă în spațiul carpato-danubian, iar de secole criteriul principal de selecție a fost utilitatea. Acest câine, păstrându-și caracterul intact până în zilele noastre. Primul standard a fost redactat în 1934 de către Institutul Național de Zootehnie, iar acest standard a fost modificat și reactualizat în anii 1982, 1999 și 2001 de către Asociația Chinologică Română. La 30 martie 2002, Comisia Tehnică a CHR a adaptat standardul în conformitate cu modelul propus de Federația Chinologică Internațională. Carpatinul este un câine de talie destul de mare, agil, niciodată greoi, aspectul general fiind acela al unui câine viguros. Corp rectangular, crupă lată, ușor înclinată, cutie toracică amplă și înaltă, umăr lung și ușor înclinat. Dimorfismul sexual este bine marcat, masculii fiind întotdeauna mai înalți și mai puternici decât femeile. Lungimea craniului este ușor mai mare sau egală cu jumătate din lungimea totală a capului. Lungimea corpului este întotdeauna superioară înălțimii la greabăn, iar regiunea lombară la femele poate fi puțin mai lungă. Înălțimea pieptului corespunde cu aproximativ jumătate din înălțimea la greabăn. Carpatinul este un câine de pază născut și curajos, care se remarcă prin atașamentul instinctiv, necondiționat, față de turme și față de stăpânul și familia sa. Este un câine cu un comportament demn, calm și echilibrat. Cu maxilare puternice, solide și drepte, cu o dantură puternică și mușcătură înfarfecă, acest câine are un cap de tip lupoid. Gâtul este musculos, foarte puternic, de lungime medie, formând un unghi de circa 50 de grade în raport cu orizontala. Părul carpatinului este aspru, des și drept. Supărul este dens și moale. Cu excepția capului și fețelor anterioare ale membrelor, unde părul este scurt și plat, părul este abundent pe tot corpul, de lungime potrivită. Pe gât, fața posterioară a membrelor și pe coadă, părul este mai lung, abundența părului în aceste regiuni fiind tipică. Înălțimea ideală este de 65-73 de centimetri la greabăn la mascul și de 59 până la 67 de centimetri la greabăn la femele. Cu toate acestea, cel mai important este aspectul general. În raport cu talia, greutatea trebuie să dea impresia unui câine puternic, dar nu greoi. De menționat că standardul consideră defecte eliminatorii exemplarele agresive, fricoase sau apatice. Exemplare clar atipice cu aspect ce amintește de acela al molosoizilor. Ca o notă generală, carpatinul este un câine ce eu unul mi l-aș dori în curtea mea. Având în vedere aspectul și calitățile de lucru ale acestui câine, nu este de mirare că un număr mare de pasionați s-au strâns, au format asociații în vederea omologării acestei rase. Noi nu facem altceva decât să le urăm mult succes și să ne alăturăm eforturilor acestora în popularizarea acestei minunate rase. Prin statura sa impresionantă, cât și prin calitățile de care dă dovadă, ciobănescul carpatin s-a impus deja ca fiind un adevărat câine utilitar, un adevărat prieten de nădejde.